Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a înregistrat peste 100 de apeluri din partea cetățenilor în urma cutremurului produs ieri. Seria cutremurelor pare să continue, având loc peste 50 de replici până la ora actuală, 13 dintre acestea producându-se în timpul nopții. Locuitorii din municipiul Târgu Jiu sunt în continuare panicați, plecând rând pe rând spre zonele rurale. Așadar, două persoane au fost rănite în urma cutremurului. Un bărbat de 43 de ani, lovit de o bucată din tencuiala desprinsă de pe o clădire, și o femeie cu vârsta de 32 de ani, alunecând acasă în timpul seismului. De asemenea, alte 5 persoane s-au prezentat la spitalul din Târgu Jiu cu atac de panică. Oamenii sunt disperați, așteptând ca în orice moment să aibă loc un nou cutremur de gravitație mare. Efectele cutremurelor ce au avut loc în aceste zile în zona Olteniei încep să facă ravagii în municipiul Târgu Jiu. O bucată din fațada teatrului dramatic din oraș s-a prăbușit peste mesele de la o terasă. De asemenea, instituțiile au fost afectate, la primărie au căzut coșurile centralei, iar la instituția prefecturii în sala Maură a căzut bucăți de tencuială. De asemenea, mai multe clădiri și locuințe au fost afectate. Zeci de oameni au sunat la 112 să ceară ajutorul. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a declarat pentru presă că locatarii semnalează fisuri ale clădirilor și elementelor de fațadă căzute. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc ieri la ora 15:16, cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter. Orașele din România sunt o bombă cu ceas în caz de cutremur, avertizează specialiștii din energie. Spre deosebire de alte țări europene, unde încălzirea se face prin sisteme de termoficare, iar aragazele sunt electrice, în țara noastră majoritatea apartamentelor sunt alimentate cu gaze. Potrivit realitatea.net, specialiștii avertizează că orașele din țara noastră sunt împânzite cu astfel de rețele de conducte de gaze naturale, rețele care sunt extrem de periculoase în caz de cutremur. Gradul ridicat de periculozitate este dat de faptul că, dacă în teorie există directive care ne obligă să modernizăm aceste conducte, astfel încât ele să poată să se oprească automat în caz de cutremur sau să poată fi oprite de la distanță în caz de calamitate, ei bine, în practică, spun specialiștii, aceste directive nu sunt întotdeauna respectate în țara noastră. Din această cauză, în foarte multe situații avem aceleași conducte vechi care nu pot fi oprite automat și care, în caz de cutremur, ar putea exploda. Bineînțeles, asta înseamnă mai multe victime. De asemenea, poate însemna și un pericol real pentru echipele de salvare care ar interveni în urma unui cutremur. Ba chiar ar putea însemna oprirea misiunilor de salvare astfel încât să nu fie pusă în pericol și viața salvatorilor. Tocmai de aceea, specialiștii avertizează că este nevoie de intervenții și pe această parte, pe partea energetică, de renovarea acestor rețele de gaze, astfel încât țara noastră să fie într-adevăr sigură în caz de cutremur. Punem punct aici InfoPlusului de astăzi. Toate cele bune! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.